Avem informații de ultimă oră în cazul românului dispărut în urma tragediei feroviare din Grecia. Un bărbat care spune că este fratele românului a venit în fața presei cu poza lui și le-a spus că acesta s-a urcat în tren în stația Caterinii și avea ca destinație finală Atena. Românul ar fi fost în tren împreună cu un prieten. Είναι παντρεμένος ο αδελφός σας, έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Όχι φίλε μου, δεν έχει. Δεν έχει. Άρα τον αναζητάτε. Γιατί είχε πάει στην Αθήνα για δουλειά, γιατί είχε πάει. Όχι, για να πάει για την πόλη.